Stai un pic. Așa. Aici. Aici am plăcut, am pregătit astea, pentru că dacă da, punem numai colțul, dacă punem ușa. Nu mai e nevoie de lisantă. Am făcut ghena, aici. Yeah. Am rezolvat și cu apa sus la... Da, ghena e făcută. E făcut, o să trebuiască așa. Încheiat cu totul. Încheiat. Așa. Aici, la fel, mai am tavanul, partea asta să-i dau o mână și după aceea să-i mai dau o mână la tot. Da, aici am mai curs ceva apă, nu? Nu, am dat eu deja, până aici e tras glet. A, e glet. Și o să trebuiască să tezi. Și aici trebuie terminat cu gletul. Da. Așa. Nu mai aici, la fel, ghena făcut așa o să arate. Vine aici WC-ul, da. Ghiveta și dușul. Și dușul. Deci acolo e dușul. Ghena, aici o să vină WC-ul. Mai... Și ghiveta unde ai zis că pui? Aha, unde a fost ăla? 60, nu ne permite. Da, e una mică, da. Trebuie luată. Și cabina o să fie 75. 75. Și 75 da, cu toată lungimea. Mai mult, da. Ăla e avantajul. La fel asta și dincolo, da. La fel este 75. Da. Așa, și asta este gresia cealaltă care vine pe pereți la baie. Sunt mai multe variante, vreau cum se cadea de la mine. Ori merg pe același model. Da. Pe perete, ca adică să cum, frumos. Tot modelul spic? De jos, cum un tot spic, spic de grâu. Așa. Să da. Continui pe perete, numai cum să fie altă nuanță. Așa, da. Aici am zis WC-ul. O să trebuiască să pun da. Și pe ăla, pentru că da. Ne ajunge. Da, cred că undeva până pe aici, am zis, zona asta, da. Așa. Inclusiv la ghiuvetă, până la oglindă, ca să zic. Da, așa. Da, da. La duș o să mă duc la 2 metri înălțime. Păi da, acolo trebuie, da, da, da. Dușul o să fie 2 metri înălțime. De duș. Până la aici, unde vine el. Da, da, da. Și asta la altă fără. Fără, da, corect. Așa facem. Ia ce mai... Aici e terminat, cam asta da, e tot. Să-mi termine de servit acolo astăzi. Să termin.